când apar mascați, îți cam liniștesc lucrurile. La polițiști în uniformă văd că cei care-și cetați cu legea mai vociferează, se mai dau la ei sau, mă rog, nu prea colaborează, dar când vii mascați, e liniște și pace. Da, bine, știți, eu sunt de acord cu asta și mă bucur. În schimb, vreau oamenii să înțeleagă că, de fapt, mascații, și ați mai fost în acțiuni, nu sunt niște ghiogari, că am mai auzit aia, nu știu ce. Nu, vreau să spun că din colegii mei care sunt acolo, jumătate sunt oameni care au facultate, sunt absolvenți de facultate, am oameni care au centuri negre în diferite categorii de arte marțiale, adică vreau să vă spun că, spre surprinderea multora, și le-am spus și vreau să o repet, mascații, așa cum spuneți dumneavoastră, deci echipa de intervenție, forța este ultima pe care o folosesc. Vreau să spun că au, prin alte mijloace de a, eu știu, de a intimida, ca să spune. Se impune probabil când vede omul cagulă, când vede costumația, când vede, dar nu i-aș sfătui în același timp nici să aibă de a face cu trupele de mască. Da. Alex, dăm câteva imagini de la spațiul locativ, deci nu ambianța, imagini deocamdată, cât vorbim. De ce spun asta? Știu că cei de la spațiul locativ, de la primărie, se confruntă cu situații nedorite în care cineva, cum uitați, cum vedem imaginile, doamna din imagine, a ocupat samavolnic un imobil al primăriei. Cei de la spațiul locativ au încercat în nenumărate rânduri să îi determine să plece de acolo. Ei devin recalcitranți, chiriași ăștia clandestini. Sar la bătaie, eu știu, nu deschid uși, tot așa. A fost nevoie ca dumneavoastră să le oferiți sprijin cu echipa de intervenție, cu mascații, și lucrurile s-au calmat brusc. Dintr-o dată, chiriașii ăștia au devenit cooperanți. Aici s-a făcut un proces verbal în care pseudo-chiriașa s-a angajat să părăsească imobilul. O să vedem imediat, o să avem și sunet de acolo. Alex, vreau ambianța până... Vreau să-mi dai ambianța cu ce s-a întâmplat acolo, spațiul locativ, scurt. Că nu mai... Va întocmi un proces verbal în prezența dumneavoastră acolo, exact cu ce aveți, ce bunuri. Haideți să vedem exact. Îmbrăcați-vă și dumneavoastră. Dar de ce nu zici că ai înțeles că ți-a venit de la primărie, că nu poți să stai și ia asta aici, nu vedeți că stai aici? Că trebuie un document în care să atesti cu dumneavoastră aveți control la primărie. Aveți documentul acesta? Hai. Da? Și dacă dumneavoastră, dacă veneați, eu nu înțelegeam sau ce? Nu mă duce nimeni la închisoare, da? E mai bine așa, ca să nu fii o bilă neagră pe dosarul de locuință. Așa este, am înțeles, stați liniștită, nu era o problemă. Da,
Da, din ce am înțeles, cei care ocupau samavolnic acel imobil aveau și o tactică așa. Stăteau numai noaptea, nu? Și să... Da, de fapt îl ocupau noaptea și dormeau, sau mă rog, noi aveam și alte informații, dar nu s-au concretizat, că se foloseau și în alte scopuri camera respectivă, dar și pe timpul zilei stăteau dincolo, ați văzut, băgau, asta e o tehnică de-a lor, bagă femeile la înaintare, ați văzut bărbatul, deși el locuia și el acolo, ăla n-a făcut ca și cum nici... Nu știu, soroi n-a mâncat. N-a mâncat, exact, nici gura nu-i miroase. Dar, cu toate astea, am zis să evităm toate astea, pentru că colegele din primărie mai fuseseră și la fel, domn, ieși afară, lasă-ne... Mai să ia bătaie acolo. Exact, și atunci, de fiecare dată, că una din atribuțiile poliției locale este și aceea de a însoți orice funcționar al primăriei la în vederea da. Desfășurării bunei activități sau ducerea la bun sfârșit a unei acțiuni. Da.